Elevii de liceu primesc și în acest an școlar sprijin financiar din partea Ministerului Educației. Ajutorul financiar alocat acestora prin programul Bani de Liceu este în valoare de 180 de lei pe lună și se acordă numai elevilor ale căror familii au un venit lunar per membru de maxim 150 de lei. Potrivit calendarului de desfășurare al programului, în prezent ne aflăm în perioada de depunere a dosarelor care trebuie să conțină următoarele documente. O cerere tip de la Secretariatul Școlii, anchetă socială privind starea materială a familiei, care va fi realizată de către primărie. Adeverință pentru teren agricol, acolo unde este cazul, cu venitul brut obținut pe ultimele 3 luni, iunie, iulie, august 2015, adeverință cu venitul brut pe ultimele 3 luni, declarație notarială pentru cei care nu au realizat niciun venit în ultimele 3 luni, certificat de naștere și buletin de identitate al elevului respectiv, în copie și în original să-l prezinte la școală, buletine de identitate ale părinților, copii xerox și originalul de asemenea să-l prezinte la școală, certificate de naștere și buletine de identitate acolo unde este cazul pentru frații elevului care solicită ajutorul bani de liceu, adeverințe de elev sau student ale fraților, adeverință eliberată de școala de proveniență, din care să reiasă numărul de absențe nemotivate pe anul școlar anterior și media de absolvire. În perioada 1-23 octombrie se vor analiza cererile depuse și se vor derula anchetele sociale. Dacă printre cei care au depus dosare pentru obținerea acestor bani sunt și nemulțumiți, aceștia au posibilitatea de a depune o contestație în intervalul 28 octombrie-2 noiembrie, rezolvarea contestațiilor fiind programată pentru perioada 2-6 noiembrie. Pe parcursul anului școlar anterior, 1452 de elevi de liceu Giurgiuveni au beneficiat de acest program de sprijin financiar. Elevii care au absențe nejustificate în catalog, au obținut sub nota 7 la purtare, nu mai merg la cursuri sau au fost exmatriculați, nu mai primesc sprijinul de la stat.